Bun găsit, prieteni, sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să urmărim împreună partida din etapa 5-a a Ligii 1, a Superligii, dintre FCU Craiova și Petrolul Ploiești, care se joacă pe superba arenă din Târgu Jiu. Numai cu asemenea ocazii, când la Craiova, spre exemplu, nu se poate juca, pentru că sunt festivaluri pe arenă. Lunetistul Chivulete, așa cum s-a exprimat Nicolae Constantin în meciul de la Cluj cu Universitatea. Prima victorie. Scoate la Enache. Centrarea lui Enache, companio, prima ocazie. Vine în minutul 18. N-a evoluat mai sus de Liga a treia din Belgia, companio, plutește Vulceanu. Foarte bine s-a desprins de Bart Myers. O băieț crescut de Flacăra, Horezu! Și ce ocazie are aici Ivanovski! Centrarea a fost excepțională, mai rar o asemenea centrare bună. Măzărache centrează perfect. Ăsta este cuvântul. Este excepțională. Jair, gol Petrolul! 1-0 la pauză pentru ploieșteni. Execuție perfectă a lui Jair, brazilianul, care dă primul său gol în fotbalul românesc. Excepțională execuție. FCU Craiova, Petrolul 0-1. Jair înscrie impecabil. Puținii suporteri ai Petrolului, mă așteptam să fie mai mulți. 1-0. Parcursul excelent al lui, al nou promovatei, continuă. La acest scor, atenție, pentru moment, Petrolul urcă pe locul 2 al clasamentului, sigur că mai sunt multe meciuri disputate. Excepțională execuție, perfectă. Vă spuneam, și poziția a fost ideală. Greșeală de neiertat a lui Betten, care se lasă pe... Este la baza acelei schimbări. Sigur, a înlocuit la pauză, iată-i pe Craioveni, deja prăbușindu-se spre poarta lui Vâlceanu. Luptat de cap al lui Companio, se duce alături. Companio, golgheterul Ligii 1, cu mingea ajunsă la Cioiu. Fostul jucător al Clincenului este bun din asemenea poziții și iată-l căutând vinclul. Alături. Cam așa a înscris împotriva lui Dinamo. Unicul său gol. Până acum n-a arătat cine știe ce calități, dar să-l vedem. N-a jucat mult. Ocazie imensă, bară a lui Companio. Eroarea lui Tamaș, pare descoperită apărarea ploieșteană, Companio, alunecă în momentul șutului Companio, incredibil. Driblase pe Huja, dar îi pleacă piciorul de sprijin în momentul șutului. Șansă pentru Bălan, Iancu, apără Vulceanu. Al lui Iancu, vine centrarea, Companio, bară! Două bare, se lovește la rândul lui de stâlp Vâlceanu. Și așa este, aici chiar s-a lovit. Dar FCU Craiova a avut ghiun astăzi. A doua bară a lui Companio.